Kitul multiplex pentru detecția SARS-CoV-2, produs în România de către DDS Diagnostic, este destinat diagnosticării pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Prin reacția multiple sunt detectate simultan 3 gene de interes. Două gene sunt înalt conservate din structura genomului viral, anume ERF1AB și gena N, iar o a treia genă este utilizată drept control intern și este RNA-za P umană. Kitul oferă o versatilitate utilizatorilor, fiind împachetat pentru 50, 100, 200 sau 500 de reacții. Pentru evitarea erorilor în timpul utilizării kitului, componentele sunt codificate pe culori pentru o identificare rapidă. Mixul multiplex sau amestecul de reacție, flaconul cu capac MOV, asigură mediul de reacție pentru etapele de revers transcriere și amplificare a ADN-ului. DDS polimeraza, flaconul cu capac albastru, este un mix de enzime necesar pentru conversia RN în ADN prin reacția de revers transcriere, precum și pentru amplificarea acestuia din urmă. DDS oligomix, flacon cu capac maro opac, este mixul de primer și sonde fluorescente pentru amplificare și detecție. Tubul opac protejează împotriva pierderii activității fluorescente. DDS control pozitiv, flaconul cu capac verde, se utilizează pentru a valida detecția componentelor virale, utilizând kitul de amplificare DDS Diagnostic. Controlul negativ, flaconul cu capac portocaliu, confirmă că testul nu este contaminat. Apa liberă de nucleaze, flaconul cu capac incolor, este utilizată pentru ajustarea volumului de reacție. Pentru a înțelege principiul metodei de detecție, trebuie realizată o distinție clară între proba de ARN utilizată în reacția de amplificare și proba recoltată de la pacient. Proba recoltată de la pacient reprezintă exudatul nazofaringian, nazal sau orofaringian, transportat în tuburi sau în mediu de transport viral pentru prelucrarea probei în laboratoare și extracția ARN prin metode specifice. Proba de ARN utilizată în kitul de amplificare DDS Diagnostic reprezintă ARN purificat, care a fost izolat din proba pacientului. ARN purificat, atât viral cât și celular uman, este supus reacției de revers transcriere pentru obținerea ADN complementar. Acesta prezintă o stabilitate mai ridicată. În amestecul de reacție se regăsesc sonde marcate fluorescent și oligonucleotide sau primeri, toate specifice pentru genele de interes și pentru gena de control. Ulterior, doar ADN compatibil cu sondele marcate fluorescente este multiplicat, crescând semnalul fluorescent al celor 3 gene. Cu cât numărul copiilor de ADN duplicate n-ar crește, cu atât semnalul fluorescent va fi mai intens. În laborator, proba pacientului adusă în tub sau în mediu de transport viral este înregistrată și supusă unui proces de liză celulară și virală. Termenul de liză provine din cuvântul grecesc lysis, care înseamnă distrus, făcând referire cu precădere la dezintegrarea membranelor celulare și capsidei virale, ceea ce duce la eliberarea conținutului celular în mediu. După liza membranelor, se obține un amestec de fragmente celulare, molecule de ARN, ADN, proteine, precum și alte componente biochimice. După operația de liză, urmează obligatoriu o etapă de izolare ARN din amestecul complex, etapă cunoscută și drept etapa de extracție. Extracția ARN poate fi realizată fie manual, fie automat, utilizând aparate denumite extractoare. După obținerea ARN purificat, kitul DDS Diagnostic de amplificare multiplex poate fi utilizat prin pregătirea unui amestec de reacție, conform instrucțiunilor din kit. Amestecul de reacție se repartizează în tuburi sau plăci care respectă standardele de performanță RT-PCR. Se adaugă 5 microlitri de probă ARN purificat, respectiv control pozitiv sau control negativ, și se programează aparatul RT-PCR conform programului de amplificare descris în kit. În primul pas are loc reacția de revers transcriere, urmată de reacția de amplificare, iar apoi ciclurile de amplificare amplifică semnalul fluorescent. După finalizarea ciclurilor de amplificare se interpretează graficul obținut. Se identifică numărul ciclurilor de amplificare pentru fiecare genă de interes. Acestea, threshold cycle, reprezintă ciclul în care semnalul fluorescent depășește semnalul bazal sau zgomotul de fond. Interpretarea rezultatelor se bazează pe această valoare CT. Astfel, dacă toate cele trei valori ciclurilor de amplificare sunt mai mici de 38, înseamnă că pacientul este pozitiv. Dacă CT pentru probele marcate cu FAM sau Sci-5 este mai mare de 38, în timp ce pentru fluoroforul HEX acest ciclu este mai mic de 38, înseamnă că pacientul este negativ. Orice variație de la acest rezultat invalidează testul. Kitul de amplificare de DDS Diagnostic Multiplex prezintă mai multe avantaje, între care posibilitatea detecției ARN viral într-un singur pas. Variantele standard de QRT-PCR presupun realizarea revers transcriere și amplificării în două etape distincte.
Kitul multiplex pentru detecția SARS-CoV-2 produs de DDS diagnostic permite următoarele: căderea semnificativă a timpului de analiză, diminuarea numărului de manopere realizate de către operator, reducerea posibilor erori care pot fi introduse prin manipulare succesivă. În plus, kitul este înalt selectiv și are o specificitate foarte bună. Limita de detecție este de sub 5 copii virale. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că sondele marcate cu fluorofori diferiți, create conform ultimelor descoperiri în domeniu, permit analiza simultană a 3 genuri, reducând numărul de probe per pacient de la 3 la 1 și reducând zgomotul de fond. De asemenea, conține un reactiv care previne contaminarea încrucișată.